Am revenit în platou, dragi prieteni. O să vă rog să ne reîntoarcem cumva, deși ce am discutat până acum are foarte mare legătură cu tema emisiunii, să ne reîntoarcem la discuția despre creier, conștiință și minte. Și o să-mi aduc doar aminte de două idei foarte frumoase despre conștiință, despre care biserica noastră spune că nu este altceva decât vocea lui Dumnezeu în sufletul omului, iar mintea, frumos spunea un părinte din vechime, spunea că mintea ar fi străfundul sufletului. Haideți să vedem din perspectiva Da. dumneavoastră. Eu nu o să fac o abordare teologică în cartea aceasta, ci voi face o abordare legată de experiențele științifice și de curentele actuale care întâlnim, pentru că așa este o anumită luminare, o anumită lămurire, ca să zic așa. Nu putem să rămână la o credință pe principiu, crede și un cerceta cum este acuzată teologia sub biserica, care este Cuvânt care n-a fals. fost spus niciodată. Niciodată. Da. Începem a spune că noi deja, deci lumea, epoca postmodernă sau postmodernistă. Ne aflăm într-o altă epocă. Foarte puțini oameni știu, numai oameni intelectuali preocupați de teoria mentalităților, da? A curentelor, a stilului, da? Cine a citit pe Lucian Blaga filozofia stilului, nu are cum să nu fie interesat totdeauna de problema stilului, pentru că sau pe Oswald Spengler, da? Și alți mari filozofi și savanți ai lumii. Problemele, cum spunea Le stil c'est l'homme, stilul este om. Sunt stiluri culturale, stiluri, mentalități, da? Care se succed. E un mister. Cum este posibil ca un stil să cuprindă mapamondul? Și tot așa, așa e. În istoria culturii, oamenii au pictat în același timp fără să se cunoască. Au sculptat în același timp. Bine, Blaga are o teorie inconștientului, din care se conește un colectiv, din care se acea matrice stilistică inconștientă care irupe la suprafață, teoria mentalității. Mă rog, e părerea lui. Deci ne aflăm acum la începutul erei sau perioadei post-antropocentrice sau post-umane. Deci, Nietzsche, Friedrich Nietzsche a spus că Dumnezeu a murit, da? Michel Foucault, marele structuralist francez, a scris multe cărți, dar acele le mot, lucrurile și cuvintele, el a declarat că omul a murit, da? Și Fukuyama, da? Spune că ideologiile au murit. Deci, la ora actuală, ne aflăm într-o epocă în care omul a murit. Deci, omul care era măsuratul tuturor lucrurilor în antichitate, după Protagoras din Abdera. Omul era măsuratul lucrurilor. Da. Apoi perioada patristică, perioada medievală, perioada modernă, în care perioada modernă a pus omul în centrul lumii. Omul ființă superioară, teologia numește corona creației lui Dumnezeu, Sfânta Scriptură numește așa. Chiar și postmodernismul a valorizat omul, deși l-a diminuat la maximum, l-a individualizat la maximum, l-a însingurat la maximum, l-a făcut un fenomen mai mult hermeneutic, interpretativ decât. Dar în același timp l-a și ridicat la poziții demiurgice. În postmodernism, omul era Dumnezeul lui, singurul Dumnezeu, singura autoritate. Acum omul nu mai este nimic, pentru că în postuman, omul a fost coborât. A fost coborât la nivelul animalelor, la nivelul plantelor, la nivelul animalelor. N-am înțeles. Ani de zile n-am înțeles. Două lucruri. N-am înțeles. Politica, să o numesc așa, cultura, să nu spun politică, poate să înțeles greșit. Cultura aceasta a propensiunii oamenilor sau a manifestării lor spre atenție deosebită asupra animalelor. Un gânditor occidental spunea, de fapt, Jacques Derrida, marele deconstructivist francez, o să aminte Jacques Derrida, spunea că noi avem o relație cu trei feluri de animale. Animale cu care stăm pe fotoliu la televizor, da? Unu. Doi, animale pe care le mâncăm. Și trei, animale de care ne frică, ne teamă, când ne mănâncă ele pe noi. Da? Da.
Deci există, pe scurt, pentru că am atât de multe de spus și nu am timp să le spun, dar există la ora actuală un dezastru, în sensul că omul a fost coborât la nivelul animalului și animalul a fost ridicat. Există în America și nu, în America hoteluri pentru pisici, pentru câini, există eu am crezut că este vorba de o zoofilie, de o zoolatrie. Nu, nu este vorba de așa ceva. Este un curent care a coborât omul în calitatea lui de coroană a creațiunii, da, antroposul, măsuratul lucrurilor, și coborât la nivelul plantelor, animalelor și mai departe. Era înainte, începând cu perioada modernă, medievală și modernă, era relația natură-cultură. Da? Este o relație natură-cultură, este bipolară, da? Este dualistă, natură-cultură. Acum nu. Acum se identifică natura-cultura. Aceasta prima chestiune. A doua chestiune, pe care abia acum am înțeles-o, este problema ecologică, ecologistă. Problema ecologistă nu are nicio relație, absolut nicio relație cu poluarea, absolut niciuna. Și acum dau seama că cei care au protestat și eu nu fac politică, probabil că așa consilierii Trump, nu știu să-i spună, s-a retras de la mișcarea la Paris, la convenția la Paris, probabil că din rațiuni economice, nu-și cheltuiască banii americanilor, dar în subsidiar, în substrat, e altceva. Este altceva. Pentru că asta se face omologia, deci omologia se unește natura cu cultura, se unește omul cu animalul, se unește omul cu pământul. Doi, om pământ. Om animal, om pământ. Adică noi suntem, dar nu în sensul Scripturii Ecleziastru 12:7, din pământ a fost zidit, creat în pământ, te vei întoarce. Nu. Încă devii prin moartea ta o materie anorganică. Da. Ești. Iar în... Un îngrășământ. În îngrășământ, acolo este recviemul tău, este cântarea de mormântare, prohodirea și este liniștea ta eternă. Adică dacă ești frate consângen cu pământul și cu animalul, unde merge animalul, merge și omul. Deci are același destin postum. Da? Și a treia direcție a epocii postumane, da? Este neuroștiința, este o mașină. Inteligența artificială, prin inteligența artificială, da? O mașină, da? Există centre unde mari miliardari americii, cu toate că savanți de prestigiu mondial, au spus, domnule, știți că în anii, la jumătatea secolului al XX, Alan Turing, da, un mare savant, a lansat ideea că, așa cândva, calculatorul va depăși puterea, nu mai puterea de calcul a minții umane. Nu mai puterea de calcul. Nu, asta nu e nimic. Nu. În sensul că calculatorul ar putea să aibă sentimente, sentimentul de frică, sentimentul de iubire, sentimentul de prietenie, să fie comprehensibil, adică de înțelegere, să înțeleagă, da? Da. Actualmente se vorbește despre cutia, o fel de cutia Pandorei, anumite centri de cercetare, unde se lucrează la construirea un asemenea calculator care, dacă ar scăpa în această cutie, da, ar avea o putere de mii de ori mai mare decât puterea de calcul a minții umane, ar putea să reduplice pe alte calculatoare, adică să distrugă lumea la nivel financiar, la nivel economic, la nivelul... Adică un fel de stăpână invers, adică o dominație a calculatoarelor, da, asupra umanității. Da, pentru că ar vedea imediat imperfecțiunea omului și ar dori să o corecteze. Însă există și savanți sceptici, de exemplu Chomsky, un mare, care a studiat 60 de ani științele cognitive, mare om de cultură, lingviști, nu numai, da, specialist în semiotică, semiologie, care a spus că ne despar milioane de ani. Nu, mii de ani, da? Până când, să zicem, în cea mai optimistă ipoteză, calculatoarea putea să egaleze puterea de calcul a minții. Totuși, la ora actuală, să știți că sunt centre de cercetare, se investesc foarte mulți bani în ideea aceasta a dezvoltării
unei singularități. Vedem aici, avem alte singularități. Se vorbește în cazul exploziei Big Bang inițiale, de o explozie. A fost o singularitate, că un univers era concentrat într-o singularitate, într-un punct infinitesimal. Volum 0, spațiu 0, timp 0. Da? O singularitate. Bum! Un bum! Da, seama, Big Bang, mare explozie. Da? Acum se vorbește de o singularitate, adică ideea așa, ideea că un calculator, da, un calculator va atinge singularitatea maximă a inteligenței, a compresiunii, ceea ce e cu mult mai mult de posibilități, care transcende, care depășește cu mult mai mult orice posibilitate a ființei umane. Legat de relația minte-creier sau conștiință-creier, da. Aici cei mai mulți avanți evoluționiști, de care am amintit generic la început, materialiști, da, vorbesc despre identitate dintre minte și creier, da, legat de conștiință, adică o viziune monistă, da, legat de conștiință, există tratate între și psihologi, da, antropologi și psihologi, care vorbesc de esența conștiinței la animale, da, da, deci se confundă deliberat sau nu conștiința cu să numim conștiența. Ei spun că un animal, ați văzut animale și au grijă de puii lor, își construiesc un adăpost. Cu alte cuvinte, se induce ideea că animalul, dacă își construiește un adăpost, previzionează viitor, adică are o perspectivă, adică simbolizează viitor. Și faptul că își construiește un adăpost, da, sau caută hrană, pentru ziua de mâine sau pentru ora de așa, asta înseamnă că animalul are această conștiință sau conștiință de sine, da? Pe care o găsim multiplicată la ființa umană. Cu alte cuvinte, omul nu este altceva decât un animal dezvoltat. Mai mult decât atât, savanții vorbește despre o anumită conștiință a plantelor. Adică se fac tot felul de experiențe, iar aceste creierul, da? Creierul uman, se spune că așa creierul uman are 100 de miliarde de celule. Este cel mare mister din univers. Deci creierul uman, 100 de miliarde de celule. Este adevărat că oamenii de știință au, prin cercetarea creierului, prin metodele acestea extraordinare, encefalogramă, mă rog, și alte tehnici, da? Tomografie și alte tehnici, da? Neurochirurgii au făcut experimente, au reușit să lucreze, o facă operație pe creier deschis și în același timp se contacteze pe cel operat și să-l întrebe. Adică încearcă să demonstreze că anumiți neuroni principali, sunt patru neuroni principali, da? Da? Că fiecare neuron are o anumită relație cu corpul uman, cu senzațiile, percepțiile, da? Și calculează ei milisecunde, să spun milisecunde, când este atins un neuron, da, cum acționează corpul uman și mai fac o relație de genul acesta. Și tot o felul de forme, de electricitate în creier, da? Problema este că aceste experimente nu pot să demonstreze o unitatea indisolubilă a minții față de creier. Adică creier egal minte, minte egal creier. Pentru că experiențele lor au eșuat, da? Au trecut la planul 2, au plan de rezervă, au mai multe planuri. Planul 2, la epifenomenalism. Să-i spun, conștiința este integrată în minte, în viziune, adică interiorul minții. În abis, conștiință, ceva mai abisal. Cum spunea Jean-Jacques Rousseau, conștiință, instinct divin. Sau cum spunea Kant, Immanuel Kant, că două lucruri mă uimesc, cerul stelar și conștiința din mine. Da, adică interioară, minții coborâtă în inimă după tradiția ascetică și mistică. Da? Și atunci ne putem demonstra unitatea indestructibilă dintre minte și creier, sau între conștiință și creier, au trecut la planul 2. Și am spus, dom'le, există conștiința, este un epifenomen al creierului. Adică o manifestare. Dar conștiința nu are autonomie.
El nu poate să facă numii, el nu centru de comandă în om. Nu, e tot un reflex al creierului. Nu e de natură materială, este doar un reflex, da? Este un epifenomen al creierului. Da? Apoi am spus că este, conștiința este o realitate emergentă creierului. Emergentă cum România este o țară emergentă Uniunii Europene. Adică la granița dintre Ucraina, Rusia, să nu zic URSS, da? Și Uniunea Europeană. Da? Așa și conștiința nu e o realitate în sine, nu este centru de comandă, nu are autonomie. Deși produce efecte. Ei zic că nu, că doar este ca un film, ca o imagine, ca o poză, care nu are autonomie, da? Și este un efect al lucrării. Mai numesc foarte mulți lupta dialectică, pentru că l-am văzut și pe profesorul care a scris Dulcan, profesor Dulcan, face foarte în cărți în lumea lui și interviul meu, pe care se respect foarte mult, l-am cunoscut la universitate, știi, da? Am citit și cărțile, face foarte mult caz de fizica cuantică. În afară de faptul că excelența sa, domnia sa, vorbește de o conștiință transpersonală, impersonală, transpersonală, de factură indiană, de factură budistă, de factură care nu are legătură cu creștinismul, nu are legătură cu, pentru noi, transcendentul e personal, e subiect, da? Mă rog, lăsăm la o parte asta. Excelența sa, sigur, că citindu-l pe autorii aceștia, da, care vorbesc despre realitatea, natura spirituală a conștiinței, ca reflex, ca imagine a creierului, da? Că, tocmai, dialectica asta, dinamica asta extraordinară, care este aleatorie, așa cum la nivelul materii acele corzi dansează, haotic, alucinant, și totuși este, cum spune Ilia Prigogine, ordine din dezordine, ordine din haos, adică originea ordinii este haosul, adică jocul alucinant al acestor corzi pe care ei doar le desenează, le-au filmat, le-au desenat, da? Le prezintă pe televizor, pe ecran, dar nu le calculează matematic. Cine le-a așezat în acel tipar? Nu știu, pentru că aici este mare problemă. Unde sunt gândurile? Că nu le găsim în creiere. Da. Și întrebările, da, la care știința... Ce este în viziunea lui conștiința? Este rezultatul din dialectica asta a jocurilor, proceselor care se petrec la nivelul creierului. Trebuie să spun că au apărut științe precum neurobiologia, neuroștiința în general, sociobiologia, socioneurologia, neuroteologia. Există în America și am văzut și la noi câțiva teologi s-au îmbolnăvit de ideea aceasta și au început să facă paralele între teologia Sfântului Maxim Mărturisitorul, ca și cum Sfântul Maxim Mărturisitorul ar fi scris în opera lui că sunt niște centri în creier care comandă iubirea, prietenia, teama, frica. Adică haideți să facem o conexiune între secolul 7, Sfântul Maxim, și neuroteologia, socio-neurologia actuală. Adică aceasta este o viziune vitalistă. Deci o viziune vitalistă, da? Vitalistă, monist, materialistă, ateistă. Și excelența voastră, vreau să vă spun că neuromarxismul, care cucerește lumea și a ajuns și la noi, eu nu fac politică, vorbesc ca și curent, da? Este un materialism vulgar, nici măcar nu mai dialectic, cel puțin Marx a fost un geniu al economiei, da? Geniu. E adevărat că din punct de vedere filozofic a fost tributar lui Hegel, dialectica, dar al economiei, bună economie, ca economist, ca sociolog, dacă vreți, ca așa cunoscător, relațiilor interumane, relațiilor de muncă, tot ce vreți dumneavoastră, a fost genial, genial, da? Avem un materialist fără mase, deci avem un ateist fără mase, un ateist cultural care vrea să identifice natura cu cultura, adică să zoomorfizeze, da? Să zoomorfizeze omul, da? Să-l coboare la nivelul animalului, ba mai mult decât să prețuiască animalul decât omul, așa că să nu ne mirăm dacă acum anumite centre se fac experiențe pe șobolan, pe șoareci și sunt omorâți. Sunt animale care sunt ucise, sunt omorâte, sigur, din rațiuni de cercetare științifică. Da. Am citit că o femeie, o americană, care a avut un cancer de sân, a dat un interviu la televiziune americană și a spus că fratele e șobolanul din care s-au prelevat anumite elemente organice care i-a salvat sânul și l-a murit de cancer. Deci, iată, e soră cu șobolanul. Deci, iată, vedem
a ajuns să se declare pe, să-l declare oficial pe acel șobolan fratele ei. Da. Cum spuneau cei citați de dumneavoastră anterior, că până la urmă suntem urmașii unor virusuri. Și ce vreau să spun? Și noștri sunt virusurile. Da, și atunci, din moment ce valoarea omului a scăzut atât de mult, se pune semn egal între om și animal, între om, și vreau să spun și am omis să spun, și chiar știu că în Occident cei care mănâncă carne sunt atacați. Doamnele care poartă blană de animale sunt atacate pe stradă. Știu de cazuri în Paris când au intrat în restaurant și au linșat pe cei care mâncau carne sau au linșat pe stradă. Da, ideea era, n-au ei treabă. Problema nu este dragostea față de mare, nu. Ecologiștii, nu dragostea lor pentru natură, nu. Pentru coborârea omului la nivelul naturii și la nivelul animalelor. Adică dezumanizare. Acum avem postul umanul sau postul antropocentric, este și inumanul, este și neomenesc. Cu toate că se încearcă, au apărut lucrări care spun că, domnule, postul umanul, până la urmă, să vedem latura pozitivă a postumanismului, adică această unitate, această unitate între noi, adică numai, vedeți, de unde vine și ideea aceasta, această idiosincrazie a negrului față de alb, homosexualului față de omul normal. Adică, domne, fără să-l incriminezi, el te atacă, să simte discriminat. Da. Pentru că, frustrați fiind, îi doresc această uniformizare, această coborâre a omului în calitate de coroana creațiunii, da? A omului frumos. Cum spunea un tradician antic, în lume sunt multe mari minuni, minuni mai mari ca omul. Nu sunt. Și omul. Și dacă pui semn egal între conștiința omului și conștiința animalului, da? Dacă se face experimente, dacă se fac experimente de conectare între creier uman și calculator, sunt acei cyborgi, da? Un fel de monstruozități sfinși. Cyborgi, da? Adică un fel mașină. Adică protezarea tehnologică a omului. A omului. Da. Este adevărat că foarte mulți tineri în Occident, știu în America, în Suedia, foarte mulți tineri doresc să fie microchipați, doresc să fie conectați, pentru că li se spune, sunt o cultură, li se spune că vor deveni super oameni, supra oameni, da? Adică vor căpăta puteri. Deja în seara de Crăciun am văzut pe ProTV un film, un experiment, copii, 4-5 ani, care știau despre univers, la fel de mult cât o luată primul Nobel pentru fizică. Deci ei au fost microcipați, li s-a inoculat, da, în minte, anumite cunoștințe, pe care ei n-aveau cum să le dobândească. Da? Și un băiețel a fugit în oraș și știa să comporte magazine, pe străzi, mai bine ca un adult, pentru că era microcipat. Asta înseamnă ridicarea omului. Aici avem o mincinoasă ridicare și o dezastroasă coborâre a ființei umane. Un atac împotriva omului ca om, și spun, ca calitatea lui de frumusețe, de podoaba creației. Acum, pentru orice om care își folosește creierul în sensul de a înțelege și a cunoaște lumea, este evident că se fac mari eforturi, tocmai în coborârea noastră. Calculatoare nu pot atinge reflexivitatea ființei umane. Niciodată. Interioritatea, profunzimea ființei, nu. Omul nu este invitat să... Calculatorul nu poate să mediteze, nu poate să contemple, nu poate să iubească, poate să spună... Omul nu este niciodată invitat să se coboare în uniformitate, să fim optimiști, în mocirile. Ca în filmul lui, cartea lui George Orwell, 1984, acel medic german, toți oamenii erau microcipați în această carte, a fost și film, și el a fost, însă n-au reușit cei care iau microcipat, n-au reușit să-l facă, să devină un obiect de execuție al comenzilor lor. Și cartea să cheie optimist, în sensul că dacă un singur exemplu, un singur om a reușit să învingă sistemul, vivat umanitate, trăiască libertatea, trăiască... O să vă rog, la momentul sau după momentul apariției fizice a cărții, mai să continuăm această discuție, pentru că, așa cum și telespectatorii și-au dat foarte ușor seama, noi am
parcurs multe zone foarte frumoase și realmente în 50-55 de minute era imposibil să detaliem, ci dumneavoastră foarte frumos ați enunțat atât de multe teme care ele însă le puteau să fie fiecare subiectul unei emisiuni. Acum, dragi, vă mulțumesc foarte mult pentru participare. Repet, îmi doresc să continuăm și această discuție. Dragi prieteni, dacă nu ne folosim creierul și nu suntem atenți la vocea conștiinței, nu vom avea posibilitatea să înțelegem mai nimic din această viață, ba din contră, vom avea mari șanse să ratăm singurul ei scop. Așa că haideți să încercăm cumva cu toții să devenim purtători conștienți de creier și să ascultăm măcar din când în când glasul conștiinței, care nu este altceva decât vocea Creatorului și darul Dumnezeu. Și darul lui Dumnezeu. Mulțumesc încă o dată. Toate cele bune vă doresc, Doamne ajută!